pe una din rețelele de socializare mi-a scris un bărbat foarte frumos. Și eu m-am uitat la el, la poza lui și zic, asta trebuie să aibă multe, multe, adică dacă mă bag acolo, cred că am mulți concurenți. Dar tu știi, eu am o mică problemă de sănătate, paralizie cerebrală infantilă. Ce o să zică mama, ce o să zică tata, neamurile, vecinii, deși o să zică lumea. Sora mea a fost decisivă, persoana care mi-a dat curaj să fac alegerea asta, pentru că eu aveam o frică interioară. De ce o să zică lumea? Dar și n-ai mai văzut bărbați în viața sau te temi că n-ai să mai găsești, ești prăpădit și cu tine și chiar vrei să te măriți cu calicuista. Prietenii, care de fapt eu consideram prieteni, au dispărut. Odată cu măritișul meu, lumea spunea că da, el dacă e calic și niște ei să naști și tu un copil calic. Just Consult și-a deschis filiale la Cahul și Bălți. Cunosc din propria experiență cât de important este ca cineva competent să te ghideze atunci când vrei să redobândești cetățenia română sau să-ți perfectezi actele românești. Just Consult se ocupă de absolut tot, de la depunerea dosarului până la obținerea pașaportului românesc. Alături de ei, reduci la maximum deplasările în România, iar actele gata perfectate îți vor fi livrate până acasă. Accesează pagina justconsult.md pentru ca să afli mai multe detalii sau sună la numărul de telefon afișat pe ecran. În monologul de astăzi vă prezint istoria Alei Kazak. Ea s-a căsătorit cu un bărbat cu paralizie cerebrală infantilă, în ciuda vorbelor celor din jur. La ce bun îți trebuie un calic? Nu ai mai văzut bărbați în viața ta? Însă Ala a demonstrat că dragostea adevărată învinge tot. Istoria ei este mult mai complexă, iar la jumătate de monolog veți fi profund marcați de soarta eroinei. Povestea ei chiar vă va face să iubiți viața și mai mult. Însă, înainte de a vedea monologul, abonați-vă la acest canal de YouTube și faceți click pe clopoțel. Astfel veți primi notificări de fiecare dată când voi posta o istorie de viață impresionantă. Mulțumesc! Mă numesc Ala Melescu și am 33 de ani fără o zi. M-a încurajat, de fapt, sora mea, deci să vin aici, să povestesc istoria, care sper să ajungă la inima altor oameni și să-i încurajeze. Vreau să vorbesc despre o poveste de dragoste. Eu sunt o persoană foarte, foarte activă, foarte îndrăzneață, aș spune, curajoasă. Deci eu mă văd curajoasă, îndrăzneață, puternică. Aveam un mod de viață foarte activ. Deci foarte activ, universitate, două servicii, apropo, și le îmbinam cu succes pe amândouă. Până într-o zi când pe una din rețelele de socializare mi-a scris un bărbat foarte frumos. Foarte frumos și chipeș, cu o barbă așa aranjată. Și eu m-am uitat la el, la poza lui și zic, asta trebuie să aibă multe, multe. Adică dacă mă bag acolo, cred că am mulți concurenți. Zic, mai bine nu. Let's go. Mai departe. Ne uităm mai departe. În schimb, bărbatul mi-a scris mesaj. Ne cunoaștem. Zic, stai că asta e ceva, nu ne cunoaștem, dar puteți să ne cunoaștem. Și așa a început, aș spune, este începutul, eu nici nu m-aș fi gândit pe atunci că asta de fapt era începutul unei povești de dragoste. Unei povești de dragoste curate, frumoase, luminată. El mi-a scris primul mesaj, la care i-am răspuns și atunci am zis, hai, dă să ne întâlnim în realitate, dă-mi numărul de telefon, vreau să te cunosc, la care el a fost un pic mai reticent. Și zici că, dar tu știi, eu am o mică problemă de sănătate. Da, și problemă, și problemă poți ai. Uite, și îmi trimite prin mesaj diagnosticul, da? Paralizie cerebrală infantilă. La care mi-a spus, da, și așa m-ar desibit, pentru că eu de fapt cunosc, lucrez în domeniu, cunosc mulți copii cu... Există paralizie cerebrală infantilă, formă mai gravă și mai puțin gravă, zic, da. Oricum, deci eu am fost acei care am zis, hai să ne întâlnim. Eu am insistat la întâlnirea noastră, da? Ne-am întâlnit într-o seară, da? În Chișinău. Deci asta a fost cu 6 ani în urmă. Era un august, așa, mai târziu. Și
Deci eu veneam pe stradă în vale, el deja mă aștepta și s-a ascuns după, i-aș spune, un vazon, un vazon cu flori, cumva. Și eu zic că, ăsta-i. Și când el a făcut primii pași, da, primii pași s-a dat de după vazonul cu flori, i-am avut așa, știi? Wow! Adică nu m-am așteptat că... Deci diagnosticul care îl avea, nu m-am așteptat că putea să fie chiar atât de grav, aș spune eu, da? Deci am văzut un bărbat frumos, dar care șchiopăta. Deci șchiopăta vizibil și deci vorbirea persista bâlbâiala, da? Bâlbâiala în comunicare. Și eu am rămas așa, zic că nu, dacă am venit aici, hai să mergem până la cap. Adică aveam senzația așa că, da, bine, dacă am ajuns până aici, hai să nu obișnuiesc cu omul, știi, cumva, într-un fel. Și el m-a invitat în oraș. Adică undeva să servim un ceai, o cafea, un pahar de vin și eu așa... nu, dar poate hai mai bine într-un parc unde e mai întuneric, mai puțină lume, mai ascuns. Eu vorbeam interiorul meu, adică să nu ies cu el undeva, că dacă mă vede cineva, dar ce a să zică lumea, convingeri limitative, da? Adică ce a să zică lumea, dar cum așa, dar cum așa e posibil. Și deci am mers într-un parc unde comunicarea a fost așa, adică cum la tine, cum la mine, cu ce te ocupi și cam atât. Desigur, el avea emoții foarte mari și mai mult eu vorbeam. Că eu tot mă simțeam incomod, nu știam cum să-i spun, că hai mai repede să terminăm odată cu întâlnirea asta. Dar am simțit că el era entuziasmat. Deci el era absolut entuziasmat, eu eram reticentă. Adică mesajul meu în interior era că, da, unde am mai venit și eu? Ei, la și eu trebuit. Da? Și după asta, deci m-a adus acasă, bine, mersi, a fost o seară frumoasă, la revedere și pa-pa, gata. Și eu m-am blocat. Gata. Unde să mă duc mai departe? 10 zile am dispărut. Deci niciun mesaj, niciun sunet, nimic absolut. Și toată informația asta, uite, eu am cunoscut un bărbat. El mi s-a părut interesant, dar ce fac eu cu el mai departe? Rămân prieten? Ce fac eu mai departe? Ce o să zică lumea? Adică aveam oricum în cap niște scenarii, adică cum aș vedea eu cu dânsul acolo, sau cum aș vedea eu, dar ce o să zică lumea, da? Ce o să zică mama, ce o să zică tata, neamurile, vecinii, deci ce o să zică lumea și cum așa, adică. El este, lucrează în domeniul IT, da? Eu asistență socială, asistență socială la un centru de plasament. Pe atunci noi aveam așa, 27 de ani și eu și el. 10 zile am avut fermentare, deci fermentare de informații, ce fac eu mai departe. Și ce gândul care mi-a venit, zic, uite, nu pot să merg cu bărbatul ăsta în viață. Nu pot. Deci aș vrea să-l am ca prieten. De ce nu? Un prieten bun. Da, să fie. Deci a 10-a zi eu l-am sunat și zic, uite, vreau să mă ajuți, da? Eu așa am spus. Vreau să mă ajuți, vreau să merg la doi copilași, să le duc ceva, cadouri. Deci de copii ăștia eu m-am atașat atunci când am lucrat cu ei în grupă. Și el zice, ok, eu merg. Și deci asta a fost imboldul, asta a fost pasul. Și noi am mers la copiii cei, am trecut toată ziua împreună, ne-am cunoscut. Și de aici a început, nici nu știam că e începutul unei relații de dragoste. De fapt, am înțeles că de fapt există, că bărbații nu înseamnă doar partea materială, sau bărbații nu înseamnă doar frumusețe fizică, sau brutalitate, masculinitate, uite-te la mine, eu. Deci eu atunci am înțeles că, de fapt, mintea și deșteptăciunea, de fapt, asta m-a apreciat cel mai mult la el. Aveam niște discuții, deci că atunci când vorbeam, eram unul la unul, rămâneam, știi, gură căscată. Deci el povestea ceva, puteam să vorbim și despre stele, despre fizica cuantică, despre cosmos, da? Și eu, da,
Mi-era interesant. Pe mine m-a frapat cu inteligența lui. Inteligența. Gingășie, așa nume, faptul că un bărbat poate să fie cu tine atât, să te prețuiască atât de mult, cât nici 100 luați într-o legătură nu poate să facă lucrul ăsta. După asta, deci au urmat seri în care venea gătit așa, ras, frumos și cel mai important, un firicel de eustomă. Deci venea la mine și pe parbriz la mașină, întotdeauna era un firicel de eustomă. De atunci și m-am îndrăgostit de florile astea. Și întotdeauna le aștept cu nerăbdare de la dânsul. De la nimeni altcineva decât de la dânsul. Primul om cu care eu i-am făcut cunoștință, asta a fost sora mea. Deci eu spuneam sorei mele, zic, știi, uite, eu am făcut cunoștință cu un băiat, dar știi, el are careva probleme de sănătate. Ok, bine, da, vezi și tu, adică... Și într-o zi, fără ca să vrem, noi vrem să ieșim din apartament și sora intră și ne prinde. Și ne-am emoționat și ea și el și noi toți trei am rămas blocați. Adică eu nu eram pregătit să le fac cunoștință. Și bun, l-am petrecut până la jos, la scară, la care mă întorc înapoi și sora zice, dar care e problema lui de sănătate? Ei și-o leacă și chiopătează, dar care e problema lui? Adică ea a rămas foarte entuziasmată, plăcut surprinsă de aspectul lui, de cum el s-a prezentat, după cum el a vorbit, după cum... Și asta n-a fost fals, adică nu era pentru ca să provoace impresii plăcute, știi cum, la prima întâlnire. Deci și ea, de fapt, sora mea și, aș spune, și fratele meu, au fost persoanele care m-au încurajat să merg mai departe, să vedem ce o să fie din asta. După care a urmat prima călătorie împreună în România. Deci noi am spus, uite, hai, 3 zile mergem în România. După asta am mers o săptămână în Franța. Și uite așa, deci persoanele astea, aș spune, decisive, dar aș spune chiar sora mea a fost decisivă. Persoana care mi-a dat curaj, da, să... mi-a dat curaj să fac alegerea asta. Pentru că eu aveam o frică interioară. Aveam o frică interioară de, cum am spus, de ce o să zică lumea. Da? Pentru că eu întotdeauna eram condusă după ideea că să nu-i dezamăgesc pe părinții mei. Adică aveam un motto așa undeva în capul meu că orice fac să nu-mi dezamăgesc părinții, să nu-mi dezamăgesc rudele și așa mai departe. Dacă sora mea nu mi-ar fi spus atunci, deci cuvintele astea de încurajare, probabil că astăzi noi nu numai când am fi fost aici, n-aș fi avut-o pe Evuța, știi? Da? Care este fiica noastră. A doua etapă cu care m-a cucerit bărbatul ăsta meu a fost că trebuia să merg la o nuntă. Deci la o nuntă, dar nu i-am zis că hai, te rog cu mine, nu? Și văzusem o pereche de pantofi. Da, pe vremea aceea, pentru mine, pentru salariul meu, 800 de lei erau mult. Dar atât de tare mi-au plăcut și uite, atât de mult mi-am dorit pantofii și aia. Și am mers în magazin, i-am măsurat, am văzut că nu-mi pot să-mi permit. După care m-am întâlnit cu el și am spus, de ce tu ești trist? Ce s-a întâmplat? Uite, servind cafeluța, da, în parc, spun, și ce cu tine? Și eu spus, uite, am o nuntă. Și am văzut o pereche de pantofi care se potrivesc perfect cu fustița mea, da? Dar nu mi-i pot permite. Și el mă ia de mână, mă urcă în mașină și zic, arată-ne unui magazinul și ăla. Și noi ne ducem în magazin, eu măsor pantofii și el mi-i cumpără. Și atunci în mintea mea, în sufletul meu, da, parcă ceva s-a întâmplat, dar parcă a fost un... Uite, omul ăsta din nici măcar nu m-a sărutat nici pe obraz și el pentru mine, văzându-mă că eu sunt tristă, că vrea să fac ceva pentru mine, el mi-a cumpărat o pereche de pantofi pe care eu atât de mult... Și apropo, eu și până în ziua de azi. El a avut răbdare, multă răbdare cu mine. Eu aș spune că alături de mine, de fapt, în viața asta au rămas cel mai puternic bărbat. Deci el este cel mai puternic bărbat din viața mea. Este cel mai curajos. Deseori, când ieșeam la plimbări,
da? El vrea să mă țină de mână, da? Și eu, și eu mergeam cu așa, nici nu vroiam să-l obișnuiesc, da? Adică să spun direct, dar nu mă ține de mână, știi? Adică de, mergeam așa cumva, oricum, că fac pașii mai repede, oricum el mergea mai încet un pic ca mine, că un pic șchiopăta, și eu mergeam mai în fața lui, că mi-era incomod să nu mergem împreună, știi, să ne vadă lumea. Aveam parcă o incomoditate, era rușine, era rușine. Mai târziu, deci mai târziu, dar asta n-a durat mult, deci asta a durat maxim o lună de zile. Deci sistemul ăsta de adaptare la mine a durat o lună de zile, cizelarea asta. Și când deja eu am înțeles și am acceptat, mergeam prin parc la Ștefan cel Mare, la braț, da, buze roșii, părul la drumul, frumos, elegant, și el frumos și eu frumos. Și lumea ne petrecea așa, știi? Cum așa, adică, și mie odeam aveam o ură față de oameni, și să uită ei așa la noi, nu înțeleg, și să uită ei așa la noi. El era deprins cu asta, înțelegi? El din copilărie a fost în, bine, în sat unde a mai crescut. Mi-a povestit că a avut odată și situații când alți copii l-au împroșcat din urmă cu pietre, da, pentru faptul că el era așa cum era. Sau putea să mi-a povestit și o situație când vreo băbuță să meargă și fac semnul cruce și zică, tipa, Doamne ferești, știi, cum, cu dânsul. El era deprins că femeile cumva la prima întâlnire, a doua, cumva ori dispăreau, ori nu acceptau, adică, sau plecau fără explicație, da? Adică, și când a văzut că eu 10 zile am dispărut, el m-a lăsat. Deci el nu m-a căutat. Pentru că el s-a gândit că, uite, încă una. A, încă una și gata. Dar nu s-a gândit că eu am să-l sun. Am să-l sun și am să-l caut. Când am mers în Franța, deci a fost o săptămână de miere, da? Spune așa, până la căsătorie. Și eu am rămas însărcinată. Da, am rămas însărcinată și, păi, și ce facem? Ce facem? Nu știu ce facem. Și în seara de anul nou, într-un cerc foarte restrâns de prieteni, el mi-a dăruit acest inel. Micuț, frumos. Și nu era doar în inel, dar anume emoția că, uite, cineva stă în genunchi la tine, care îți oferă nu inelul, dar îți oferă viața, îți oferă inima, îți oferă mâna. Hai cu mine în viață. Hai cu mine în viață, știi? Și n-am ezitat. Am zis da și am mers. Și am mers împreună. Ca la scurt timp am pierdut sarcina. Da. Da, la un termen de 12 săptămâni am pierdut sarcina, care a fost o cauză, de fapt, glanda tiroidă, hipotiroidism, autoimun. Și nu știam atunci. Nu știam de asta. El a fost alături de mine. El a fost alături de mine, m-a susținut, am fost împreună clipă de clipă și am înțeles atunci când eram în spital și el era alături de mine și îmi schimba plăpumeara de subt și mă ajuta. Deci eu am înțeles că omul ăsta o să fie cu mine și la bine și la greu. Dar femeia atunci când se căsătorește, de fapt, ea are nevoie de un bărbat care să aibă grijă de ea. Că ea să fie în siguranță. Femeia face copii cu bărbatul cu care știe că va fi în siguranță. Dăruiește copii celui care știe că poate să-i crească, să-i crească, să-i educe. Și eu am înțeles atunci, de fapt, că în afară de dragoste, stimă, respect, eu să am și siguranță. Aș spune o siguranță emoțională. Pentru că au fost momente când lucrul lui a mers destul de prost și au fost când nu avea salariu. Și trăiam pe salariul meu de la casa de copii, da? Adică trăiam cu acei 4, 5, 6 mii de lei. Și nu era vorba de financiar. Deci siguranță emoțională. Eu știam sigur că... eram sigur și acum sunt sigur că nu știu ce nu s-ar întâmpla. Eu n-am să mă pierd alături de dânsul. Noi suntem o echipă bună. Când ne pregăteam deja de nuntă, deci eu pe mama soacră am cunoscut-o doar online. Cu o săptămână înainte de nuntă am cunoscut-o. În schimb, tatăl meu l-a cunoscut pe Vasile chiar în ziua nunții, da?
Exact, în ziua anunții. Și pentru că mai mult era plecat. Deci venea, el venea foarte rar, venea doar o dată în an acasă. Deci familiile noastre au rămas reticente la relația noastră. Cumva spuneau că, dar ce trebuiește? Dar și n-ai mai văzut bărbați în viața? Sau te temi că n-ai să mai găsești? Ești prăpădit? Și cu tine, și chiar vrei să te măriți cu calicuista, dar cum îi să te duci tu cu dânsul? Că îi să te duci la o cumătrie cu dânsul și cum îi să dansezi tu cu dânsul? Dar el pe tine n-a să te iei niciodată în braț, el n-a să te poate să te iei în braț, să te ducă și cu tine, și în capul tău, da? Și era și o parte de rezistență, cel puțin eu așa am simțit-o și din partea familiei lui. Cumva că dar poate fata asta nu este chiar atât de sinceră și nu are atât de intenții bune față de el. Poate vrea cumva să-l amegească, dar poate o să-l facă să sufere mai târziu. Că, și chiar în noaptea nunții, nu să-ți vină să crezi, m-am dus la baie singură și ca mireasa, aveam o rochie de mireasă foarte comodă, nu aveam nevoie de ajutor să-mi rățină cineva cercurile, da? Și aud cum cineva intră în cabina de alături și zice că nu cac tebe svadba. Nu cac. Dai Bog, если они проживут один год, это хорошо. Dar nu cred că e mai mult de un an de zile în asta. Adică nouă ne-au dat termene. În ziua anunții ne-au dat termen că noi trăim un an de zile. Mai mult nu trăim. Invitații de la nunta noastră au spus că le dăm termen un an de zile, dar ăștia nu trăiesc mai mult de un an de zile. Și noi pe 5 mai o să facem 5 ani de căsătorie. Nu știu, să le dau invitație. La nunta noastră, tata meu era foarte rezervat. El nici nu a mâncat, nici nu a băut, era așa, adică era indispus, era, nu știu, adică... Și el chiar cuiva s-a exprimat că, uite, am crescut o fată ca o floare și ea ca e... Ea ca, știi? Dar nu mi-a spus-o mie direct. Deci eu vorbit prin... ca eu să ajung, dar eu nu m-am întristat și într-o zi l-am luat, la cea treia zi după nuntă l-am luat după casă și am zis, știi ceva, tată? Eu nu știu ce crezi tu despre Vasile, dar eu să-ți spun, dacă el n-a să-mi bată cuiul ăsta în perete, el a-ți găsească om și a să-l plătească, dar cuiul oricum a să-i bătut în perete. Nu te temi că n-am să-l bat eu. Și a trebuit să treacă cam în jur de un an de zile. Deci tata să contacteze cu el și când a revenit mai târziu, după ce eu am născut deja o fetiță, el a interacționat mai mult cu Vasile și a înțeles, de fapt, pe urmă, el pe mine m-a luat și zice, Cala, știi, tu ai avut dreptate. Și s-a creat pe urmă o relație atât de frumoasă, atât de strânsă, da, între tata meu și anume am văzut aprecierea, poate care pentru mine nu pot spune că era atât de important, pentru că eu am mers împotriva morilor de vânt. Dar și să înseamnă asta, adică cum voi ei să-mi spuneți cu cine eu să mă măriți, cu cine, dacă eu sunt ca ăsta-i. Asta-i soarta mea, asta-i viața mea, eu vreau să merg alături de bărbatul ăsta. Am avut la capitolul dat și chestia asta, când prietenii, care de fapt eu consideram prieteni, au dispărut odată cu măritișul meu, dar au dispărut probabil de tăcă și eu i-am îndepărtat. Că am înțeles că astea sunt niște praf, rezidu, da? Adică dacă ei consider că în viziunea lor ei au avut dreptate, că eu mă mărit cu un calic, eu nu asta consideram. Eu nu asta simțeam și eu mi-am făcut alegerea mea foarte corectă. Când mi-a zis cineva că, dar cum îți te duci tu cu dânsul la cumătrie, la nunț? Tu n-ai spus să dansezi cu el. Tu n-ai spus să dansezi cu el, că el n-a să te iei în brață. Și eu i-am spus într-o zi, tu știi și mi-a zis mie cineva? Zic, uite, mi-a zis că tu pe mine n-ai să mă poți lua în brață. Și întrebește în asta. Și el așa s-a enervat. Și m-a luat în brață și m-a dus de la bucătărie din brață, da, până în pat, da. Și uite, zic, uite, eu pe tine te duc în brață. Deci așa cum el este, el pe mine m-a dus în brață. Și el dacă trebuiește, el mă duce în brață. Înțelegi? Hai că am mai avut și întrebări din astea. Dar cum voi faceți dragoste? Scuze, dar la voi acolo cum? E tot normal? Cum și faceți? Cum e procesul ăsta? Dar cum e? Ca la toată lumea. Dar și faceți chiar și așa, diferite poze? Da. Da, ca la
toată lumea. Da, am avut și destea întrebări. Când am rămas însărcinată a doua oară. Deci a fost deja a doua sarcină, a fost o sarcină programată. Deci nu așa cum s-a întâmplat în Franța, da? A fost o sarcină programată. Doar că la termen de o lună de zile au apărut careva probleme și credeam că zic, uite, și sarcina asta o pierd. Sarcina o pierd și când deja mergeam cu mașina viteză spre spital, eu am pus mâna așa pe burtică și zic, știam că e fetiță, nu știu de ce, eu știam că e fetiță acolo. Și spuneam, zic, uite, scumpa mea, draga mea, eu vorbeam cu dânsă, zic, uite, te rog frumos, noi să fim niște părinți buni și am să te iubesc din tot sufletul, zic, rămâi, te rog, cunoști. Și atunci... Vasile, da, Vasile era la volan. El a fost acel care a fost mereu alături de mine. Deci el m-a dus la spital. Deci el a fost mereu alături de mine. El m-a susținut în permanență. Și i-a fost acel care m-a încurajat. El a fost cu mine alături minută de minută la naștere. Deci la tot procesul de la început și până la sfârșit. El a fost acel care m-a susținut. Și probabil că, dar nu probabil, 100% pentru faptul că noi avem astăzi o fetiță sănătoasă și absolut perfect sănătoasă, vreau încă o dată să concretizez pentru că lumea spunea că da, el dacă e calic și niște ei să naști tu încă un copil calic, ți-i străbești doi calici la casă. Lumea, în loc să mă încurajeze, da, spunea că o să naști un copil cu malformații genetice și o să ai doi calici în casă, la ce să-i străbiește, da? Dar eu știam, eu cunoscând termenul de paralizie cerebrală infantilă, eu știam că asta nu are nicio legătură absolut. Și astăzi avem o fetiță perfect, frumoasă, sănătoasă, deșteaptă, care seamănă ochișorii, obrajii, fruntea, deșteptăciunea soțului. Deci, Eva. Deci pe fetiță o cheamă Eva și Eva... A fost numită, deci a fost numele, deci tata i-a zis, deci Vasile i-a zis din prima, va fi Eva. Cum să spun, eu sunt soția alintată. Eu sunt alintată și sunt fericită. Dacă aș putea să adun soțiile din toate anturajul nostru, cercul nostru de prieteni, eu sunt cea mai fericită. Și știi de ce? Pentru că eu am acasă dragoste. Sper că povestea noastră de dragoste o să fie interesantă și o să marcheze pe cineva, dar eu vreau să povestesc și despre istoria mea de viață. Deci, și sper că persoanele care au exact aceeași problemă ca și mine, de fapt eu nu consider problemă, dar persoanele care sunt așa ca mine, să prindă curajul, da? Și cei care nu au probleme, dar au alte, să prindă curajul ăsta de la mine. Și... Pe lângă toate, deci vreau să mai spun că sunt o femeie un pic mai deosebită. Așa mă văd eu. Deci am fost marcată de la vârsta de 10 ani de o boală mai rar întâlnită, deci care de fapt afectează 2% din toată populația globului, se numește alopecie. Deci care se manifestă prin pierderea podoabei capilare, deci... Ceea ce s-a întâmplat cu mine a debutat prima dată la 10 ani, da? Și care a marcat, aș spune că întotdeauna până la 18-19 ani eram rățușca cea urâtă. Alopecia se manifestă prin pierderea, deci firilor de păr. Ceea ce vedeți aici negru, da? Este părul doar care a mai rămas, da? Și aici unde e piele curată, deci ăsta e părul care a căzut. Și un tatuaj frumos, dar despre vă explic mai târziu. Alopecia are cauze diferite. La fiecare poate fi cauze diferite. Ca să înțelegi, în Chișinău, în Republica Moldova, la câți medici am fost să investighez cazul dat, mulți au dat de numeri. Da? Și atunci am ajuns la psiholog. Lucrând cu psiholog am ajuns până la o traumă din copilărie, care de fapt s-a întâmplat la 10 ani. Da? Probabil că asta în vremea aceea, în anii 96-97, era foarte des întâlnite în familiile de la noi, din sat. Violența domestică, da? Când femeia mânca bătaie și răbda că să crească copiii, că și-a să zică lumea, și-a să zică satul, că să divorțăm și așa mai departe. Ce a fost o chestie când... când tata o bătea pe mama cu picioarele, da? Și eu, s-a întâmplat noaptea și eu am fugit din altă casă, am fugit să o apăr pe mama și am pus
mânele, așa, am intervenit și bine, tata nu și-a dat seama sau poate bine. Și da, sub influența alcoolului m-a apucat de păr și m-a târât așa de păr până la, până la prag, da? Unde era o perilă de fier și a vrut să mă arunce. Și aici a intervenit mama și eu am fugit și a fugit și mama. Da? Deci, dar eu întotdeauna vroiam să o apăr pe mama pentru că aveam o frică să nu pierd pe mama, să nu rămân fără mamă. În general am avut o traumă că de ce nu am avut, probabil pentru toți în sat noi eram o familie ideală, știi? Era o casă gospodărească, gospodării, tăți frumos, dar ceea ce se întâmpla în zidurile acestei case, asta a fost, probabil asta și m-a traumat, sau nu m-a traumat, aș spune că m-a făcut de fapt mai puternică și eu am spus că eu ca părinte, eu ca soție, eu vreau să mă realizez în alt mod, eu vreau alt tip de familie, eu vreau să-mi cresc copilul în alt mod. Deci eu nu vinovățesc pe nimeni. Deci nici pe tata și nici pe mama, eu iubesc, fiecare și are cursul lui, dar cumva probabil că asta m-a marcat. M-a marcat într-atât de mult că corpul a învățat frica aceea de atunci și eu încă cu ea încă nu m-am lămurit. Deci eu și până în ziua de azi am frică de violență, indiferent ce fel de violență, că e asupra unui câine, pisică, om și așa mai departe. Deci am frică de violență. Deci asta nu s-a întâmplat a doua zi, a căzut părul. Deci nu. Deci asta a fost o frică interiorizată, neexprimată, da? Și asta nu a fost o singură bătaie, asta se repeta odată la ceva timp. Și mai târziu, deci când a apărut prima pată, da, așa la ceafă, deci părinții au încercat să m-au dus pe la spital, au încercat să facă tot posibilul. Dar boala a evoluat cu pași rapizi. Și atunci ei m-au frezat, m-au ras pe cap, la 12 ani deja, ras pe cap, când fetițe, devii fetiță, și cosița care o aveam, deci puneam o bandană și cosița o puneam aici, da? Ca să nu se întrebe colegii că nu am păr, da? Adică puneam cosița așa și mergeam așa la școală. Și de colegi eram apreciată, da, cumva, adică nimeni nu m-a întrebat, dar înțelegea că ceva nu e bine cu mine. Până în clasa noua, când un coleg, deci în timpul recreației, din curiozitate, da, știi, a venit și a luat bandama, da, din cap, așa, a smus-o, știi, și eu am rămas, atunci m-am simțit ca, parcă am rămas cu pielea goală. Și toată, credeam că toată lumea se râde de mine, de fapt așa și era, se râdeau, îmi spuneau și lâsă-i globus, se fâsă-i în autobus. Deci eu am fugit de la lecții, eu m-am dus acasă, mama nu era acasă, mama din clasa întâi a plecat la Moscova a lucra și eu eram acasă numai cu tata. Eu m-am dus acasă și eu am plâns foarte mult, eu m-am urcat în pod la casă și am vrut să mă spânzur. Dar n-am făcut-o. Am plâns și acolo m-am coborât jos și am mai plâns și am mai plâns și am trecut și am mers mai departe. Și așa m-am dus la liceu și în clasa 10, deci internat clasa 9, m-am dus în clasa 10 la liceu, în alt oraș. Și acolo toți colegii erau crutâi, toți erau... Și aici apare o fată mititică, mărunțică de 1,50 m și e îmblă cu bandană. E îmbrăcată tot alb-negru la 1 septembrie și cu bandană. Și la liceu pățesc aceeași situație. Poate n-am mai avut același impact, dar m-a făcut mai puternică. Dar eu atunci, și atunci am înțeles că eu nu sunt frumoasă. Deci eu fugeam de oglindă, eu spuneam că eu nu sunt frumoasă. Că la mine nu se uitau. Deci fetele în clasa 10 deja se începeau să cupleze, băieții se uitau la dânsele, fițui și scrisorile. La mine nu se uita nimeni. Și eu aveam, cumva recompensam asta, mă duceam la bibliotecă, îmi luam cărți, citeam, învățam, încercam să recuperez, deci nu aveam timp pentru altceva, pentru că știam că eu nu sunt frumoasă. Eu nu sunt frumoasă și la mine nimeni nu se uite.
până când am terminat clasa a 12-a. Și aici vreau să pomenesc despre o prietenă, dacă se poate. Eu sunt sigur că ea, dacă o să ascult, o să recunoască aici și eu vreau să-i mulțumesc. În clasa 11-a m-au luat cu ei la discotecă și început să deja mai aveam ceva pufșor. Și ea mi-a făcut coafură cu fen din ăsta creponat și mi l-a înfoiat așa frumos, m-a machiat și m-am dus cu Nătălița. Eu sunt sigur că ea o să-și amintească. Și m-am dus cu ei la discotecă, eu atunci m-am simțit atât de frumoasă. Și ea m-a motivat atunci. Eu, venind în vacanța de vară, am luat toate bandanele care avea mai multe, de diferite culori, le-am luat, le-am băgat în cotoană, nu știu dacă știi ce e asta, cotoană la țară, le-am băgat în cotoană și le-am dat foc. Și am zis că eu de azi înainte nu mai pun nici o bandană în cap. Eu am să merg așa pensat, cu piete, chiar dacă familia mea, pe locuri, să rușina de mine. Adică dacă merge vreun om pe drum să nu te vadă chiar așa. Și eu am zis că da, eu las să rușinează. Și le-am dat foc. Și am zis că nu mai. Eu am să îmblu așa. Miracol sau nu, dar petele au dispărut. Deci, cumva, problema, am început să am păr. Am început să-mi crească păr. Existau pete, dar foarte mici. Așa, mici, una aici, una acolo. Am venit la Chișinău în 2008. Nici nu știam unde se află universitatea, nu m-a dus nimeni de mânuță. M-am dus, am depus documentele, n-am intrat, m-am dus, am depus din a doilea tur. Și mi-era foarte greu pentru că eu spuneam, eu vreau să învăț și să lucrez. Deci mi-am găsit de lucru ca chelner, deci lucram chelner. Am lucrat o lună gratuit, nu m-a plătit, pe unde aveam gazdă. Dar eu știam, mama spune că hai, vin acasă, las, când să facem. Și spune că nu, eu rămân la Chișinău, mănânc glot cu lopata, dar eu aici am să rămân, eu trebuie să fac ceva. Deci și când eu am început să mă descoper pe mine ca femeie, că eu am niște cătături, că eu sunt trăsături, că eu am niște trăsături feminine, că eu sunt frumoasă, asta a fost abia pe la vreo 23 de ani, când eu am început să mă cercetez pe mine în oglindă. Eu am început să observ că eu am ochii verzi, că eu am niște ochi frumoși, că eu am niște calități frumoase, că eu sunt feminină abia pe la 23 de ani. Când am simțit că pe mine mă observă bărbații, eu am înțeles că eu sunt interesantă ca femeie. Pe la 23 de ani. Când am făcut cunoștință cu Vasile, deci eram o femeie foarte frumoasă. Deci eram cu păr bogat, deși existau. Deci unele, da, erau pete mărunte, da, era chiar una. Când la nuntă, deci aveam o pată, uite așa, aici, în vârful capului. Și încătam persoană care să-mi facă machiaj și coafură. Mulți mă refuzau din considerentul că le era frică ce poate să fie asta, să nu-și infecteze sau nu vroiau să facă coafură, că nu se poate să camufleze toată treaba asta. Dar am avut un impuls și i-am scris pe Emilian Creță. I-am scris, dar nu i-am arătat poza și când ne-am întâlnit îi spun, zic, uite, eu am o problemă și multă lume mă refuză pe fond că este asta, nu știi ce asta, le este frică. Uite, dar eu vreau să fiu mireasă frumoasă. Și lihco. Adică eu spun, băi, fata, asta e problemă, dar asta nu e problemă. Și m-a făcut o mireasă frumoasă. Frumoasă, cea mai frumoasă. Mi-a făcut o coafură care eu mi-am dorit-o, nu care el și-a dorit-o ca să-mi camufleze defectul, da, să spun așa. Dar eu mi-a făcut coafură care eu mi-o doresc și încă m-a făcut foarte frumoasă. Deci și mi-a dat și curaj. Că am sărit la nuntă, deci am sărit așa toată nunta și eu până dimineața încă eram... Coafura era foarte rezistentă și nimeni n-a văzut. Nimeni n-a văzut lipsa aia de păr care era. Hai, cea mai bună publicitate pentru Emilian Stilistul, da? Deci dacă vreți o coafură până dimineață, Emilian! Și mai târziu, deci când am rămas însărcinată cu Evuța, deci... Alopecia undeva s-a retras. Deci undeva s-a retras pentru că am avut un păr foarte bogat, ca un leu. Deci era voluptos, voluminos, era un păr foarte frumos. Și asta a fost așa până am terminat alăptarea. Tu știi, nu pot să spun acum că îmi lipsești tare mult, da? Adică
Lumea mă întreabă și chiar, dar și ți mai faci părul? Îți crește părul, nu-ți crește părul? Primul lucru care se gândește, dacă vede că e fără păr, se gândește, gata, are cancer. Are cancer, a făcut chimioterapie. Deci lumea la noi este foarte slab informată despre că există o boală autoimună care se numește alopecie. În 2020, când am înțeles de fapt că părul meu cade și nu mai crește înapoi și el cade cu pași rapizi și la îndemnul mai multor medici care au spus că să mă frezez la zero, da? Și am să încercăm injectări cu steroizi, darsonvalizare, mai multe procese, mai multe procedee care să ajute la creșterea părului. Deci toate le-am încercat. Și am fost nevoită să recurg la perucă. Deci mi-am cumpărat perucă. Și am purtat peruca jumătate de an. Jumătate de an în care simțeam că nu sunt eu. Jumătate de an în care eu înțelegeam că eu mă ascund. Că eu mă ascund de cineva, că eu sunt eu, dar nu sunt eu, că eu mă ascund. Și am avut cazuri foarte hazlii când în trolebus cineva m-a atins și peruca a înghesuit așa pe parte și a zis, opa, să o apuc să o trag înapoi, dar așa să o aranjez că să nu mă poată cineva, știi? Și o aranjam în afară de asta, atât era de incomodă că mă dureau tâmplele de la... Și aveam o mâncărime, dacă e cald afară, ea transpiră, dacă e frig afară, ți-e frig la cap. Și eu atunci am înțeles că peruca nu e pentru mine. Stai un pic că lumea zice că, ui, ți-o chicat părul, dar și ți-o și bărbat. Nu te temi ca să te lepede? Dar cum adică să mă lepede pe mine, bărbat? Adică cum el pe mine mă iubește pentru păr? Sau, adică cum, m-a iubit cu păr, dar fără păr nu o să mă iubesc? Dar și asta zică lumea, cu și zici Vasea de tine? Fără păr? Dar cum și zici? Dar pe el spune că el e cea mai frumoasă pentru dânsul. El se simte cu mine vedetă. Deci noi când mergem pe undeva, eu captez toată atenția. Că el spune, uite, tu înainte, când erai cu păr, eu atrăgeam toată atenția prin mișcările mele, da? Adică își spunea, uite, că mergi așa și acum tu mi-ai toată atenția. Tu cu chelia ta, da, ne-ai luat toată atenția. Mai facem glume de genul când am pățit odată, uite, i-am pus o farfurie de mâncare și nu știu de unde. Și el scoate de acolo un fir de păr, zic, uite, dar n-ai cum să ai pretenții la mine. Și avem plusuri în casă, știi? Avem plusuri, nu strângem păr de pe jos, de pe covoare. Apropo, și vreau să spun la capitolul dat, șampon, cheltuim mai puțin, înțelegi? Dar vreau să spun că soțul din ianuarie 2021 și-a lăsat păr lung și are așa un păr. Atunci și l-a lăsat cu scopul că să-l crească, să-l frezeze și să-mi dea părul lui ca să-mi fac perucă. Acum, eu îi spun, zic, Vasile, poate renunț la păr că eu n-am nevoie de perucă. Eu am ajuns la etapa când eu mă simt bine. Uite, e așa cum mă vezi, da? Eu mă simt bine. Când am ajuns în primăvara anului 2021, eu am înțeles că eu nu pot să mă ascund sub perucă. Deci mama, soacră, spune, uite, eu vreau să te ajut. Hai, spune-mă, îți dau bani de perucă, du-te și îți cumpără perucă. Eu îi mulțumesc din tot sufletul, ea atât de mult pe mine m-a ajutat și cu medicamente și eu nu vreau să mă ascund nici sub perucă și nici sub fular și nici sub ștergar, eu nu vreau să mă ascund. Eu sunt așa. Și atunci am zis că de 8 martie vreau să fiu un pic mai specială. Și am făcut o postare pe Facebook, uite așa. Primele comentarii, primele reacții au fost, ce s-a întâmplat? Ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de bani? Și cu tine? Ala, la tine totul e în regulă. Deci oamenii care mă cunosc au sărit, au fugit să-mi dă un de ajutor. Deci toți, primul lucru, s-au gândit la cancer. La cancer, la chimioterapie. Deci pentru că lumea nu cunoaște. Chiar și cei care din copilărie mă cunoșteau, deci ei toți s-au speriat, s-au gândit că e ceva de genul. Dar de fapt este... Eu am vrut să arăt și altă frumusețe, altă parte. Că femeia poate să fie frumoasă și fără păr. Înțelegi? Și fără păr. Iarna nu poți să îmblec cu capul descoperit, dacă e frig. Deci iarna...
port. Îmi fac așa, m-am învățat să-mi fac diferite din fulare, fulare de diferite culori. Dar vara este, vara trecută eu am umblat acoperită, deci o perioadă de timp și pe urmă am înțeles că gata, nu mai pot. Am scos de pe cap și gata. Deci eu merg așa. M-am îmbrăcat în rochiță, tocuri, da? M-am machiat un ruj și îi spun, era duminică și îi zic lui Vasile, zic, uite, vreau să servesc un cappuccino, dar vreau singură. Hai tu rămâi cu Eva. Și eu m-am dus alături de casă, este o cafenea care prepară cappuccino foarte gustos. Și eu merg așa, mă așez la terasă, îmi iau cappuccino, dar băiatul mă analizează mult. Se apropie la un moment dat și zice, dar ce semnifică tatuajul tău de pe cap? Deși eu încă nu aveam tatuaj. Zic, de asta nu-i tatuaj, zic, ăsta e doar părul care mi-a mai rămas. Doamne, dar ești așa de frumos. Și atunci eu am înțeles, ce înseamnă asta. Mi-a dat atât de mult curaj băiatul acela. Și am avut o situație mai puțin plăcută. Deci aveam un eveniment și am luat troleibuzul. Mergeam, deci m-am urcat în stație, era un loc liber pe scaun și eu mă așez. Și doamna care era alături de mine așa, știi? Maică vroia să intre în scaunul acela așa, probabil că avea o frică. Probabil că avea o frică de chelia mea, știi? Mie mi s-a părut amuzant. Adică mi s-a părut amuzant pentru că ea avea frică. Sau poate, nu știu, avea frică să nu se infecteze sau necunoașterea. De fapt, alopecia este o boală autoimună, ea nu se transmite genetic, ea nu se molipsește. Impactul pozitiv a fost mult mai mare. Deci am avut întâmplări pozitive mai multe. Atunci când iarăși eram în troleibuz și simțeam insistent privirea cuiva, deci eu simțeam că trece prin mine, da? Și eu mă cobor la stație și îmi iau o viteză că mă grăbeam. Și fata care mă privea insistent în troleibuz mă ajunge de urmă, fuge de urma mea și mă lovește pe urmă și zice, ești așa de frumoasă. Și asta mi-a dat curaj. Altcineva în local, un bărbat iarăși s-a apropiat și spune, mi-a luat așa de mâini și zice că îți mulțumesc pentru curajul tău, știi? Bine, adică pentru mine asta mi se pare, adică eu mă bucur, dar adică nu cred de fapt sau nu credeam că eu fac ceva special. Eu vreau să fiu așa cum sunt. Nu vreau să mă ascund, asta e ideea. Atunci când eu mergeam, deci până la tatuaj, este privirea asta, știi? Deci am întâlnit și priviri de dezgust, știi? Când cineva așa, știi? Și din partea bărbaților chiar. Da. Și atunci mi-a venit ideea asta cu tatuajul ca lumea să nu mă jălească, să nu creadă că e cancer, ca lumea să zică, ia uite asta și o dată prin cap, uite și curtaia, da? Adică și-a făcut un tatuaj, vrea să fie deosebită. Dar eu, de fapt, eu vreau ca lumea să nu mă jalească. Ca să înțelegi, ideea cu tatuajul este făcut din... Este, apropo, foarte dureros. Nu recomand. Nu recomand la nimeni. Deci mulțumesc foarte mult băiatului care m-a ajutat. Încă nu este realizat în totalmente, mai are nevoie de pe alocuri de corecție. La capitolul, da, chiar eram în București, într-un local, și o doamnă, deci stăteam la masă, eu, Vasile și Eva, și da, o doamnă vorbitoare de limba engleză și face un cerc în jurul mesei, dar deci se uita așa insistent, dar parcă se rușina să apropie și la un moment dat s-a apropiat și, adică o spune cu beautiful, adică o lucrare foarte frumoasă, adică i-a plăcut foarte mult în deoseb tatuajul. De fapt, eu am nu o frică, dar ea deseori întreabă, mama, dar de ce tu nu ai păr? De ce tu nu ai păr, știi? Și bine, din tine careva din rude spune că mama e bolnavă. Eu îi spun, zic, mama nu e bolnavă. Pur și simplu, tu ai o mamă deosebită, eu nu sunt ca toate mamele.
dar sunt femei fără păr. Și eu am intrat pe internet și arăt, uite, că mai sunt femei cald de mine, uite, că e ok. Și într-o zi, ea îi zice lui Vasile, tata, dar tu ești bătrân? Da, Vasile, nu, dar de ce tu așa crezi? Dar de ce merge așa? Înțelegi-te? De ce șchiopătează? Oricum copiii la vârsta asta sunt duri. Și mi-e frică să nu fie cumva blamată pe faptul că, uite, tata șchiopătează, mama e fără păr, știu, povizlos la dite vine. A fost așa o situație când eu i-am cumpărat Evei o păpușă. Deci i-am cumpărat o păpușă blondă, cu părul așa frumos și ea treptat, eu zmulse-i că avea doar un singur rând de cusător de păr și eu zmulse-i părul și eu zic, Eva, de ce zmulse-i păr? Eu vreau ca ea să fie frumoasă, știi? Deci a făcut păpușa normală, era păpușa și eu scuze, eu zmulse-i părul și a lăsat o cheală, că era, vrea să ai o păpușă cheală ca și mama. Să fii frumoasă ca și mama. Mi-am dorit foarte mult o prietenă și eu mi-am născut-o. Deci eu îmi doresc și încerc să fac asta zi de zi. Noi avem de fapt o relație de prietenie, nu de mamă și fiică, adică eu să fiu autoritară și aha. Dar uneori, știi, când vin seara obosită de la serviciu, o iau pe ea de la grădiniță, ne așezăm pe canapea să ne uităm la televizor și ea, mama, și ea îmi ia capul meu și îl pune la dânsa aici, în poale, da? Și se joacă așa cu mânuțele pe căpșorul meu. Deci îi place senzația asta de când părul un pic e crescut, știi, și el un pic zgâre, da? Și așa mă netezie, știi, și îmi cuprinde capul în mânuțele ei. Totodată am impresia că avem schimb de roluri, parcă eu aș fi copilul și ea ar fi mama, știi? Atâta dragoste îmi dă, atâta... Eu foarte mult am așteptat să vin în viața mea, știi? Deci, poate ce am întâlnit în relația noastră de când eu m-am frezat prima dată la zero, da? Dar probabil asta a fost doar în capul meu. Deci, eu atunci am observat că relațiile noastre, da, să spun așa, sexuale, cumva ne-am îndepărtat la capitolul dat și eu spuneam... Spunem și cu tine, și cu tine, nu-ți place de mine, te incomodează că eu sunt cheală, ai dezgust. Deci așa s-a durat foarte mult, s-a durat vreo jumătate de an. Eu nu mă uitam în oglindă. Eu când mă spălam pe dinți, eu nu mă uitam în oglindă. Eu nu puteam să mă... Eu mă uitam în oglindă la mine doar atunci când eram cu perucă sau când eram cu capul acoperit. Și, de fapt, nu era așa, asta tot era în capul meu, tot era interior. El m-a acceptat, asta eu singură, înțelegi? Și când m-am bras la zero, eu am înțeles că eu de fapt atrag. Eu mă vedeam urâtă, cheală, credeam că am un nas mare, că sunt foarte urâtă și nu mă uitam în oglindă. Și chiar am avut... și... comentarii duri din partea altor oameni. Eu știu tu deși îmble acoperit, că tu n-ai păr, fa, și tu ești proastă și așa mai departe. Am avut și comentarii dure. Și am avut comentarii dure și din partea medicilor. Avem și medici din ăștia. Sper că dacă ascultă să-și tragă o lecție. Deci m-am dus la consultație aici la noi în Chișinău, la un centru privat, la o doamnă care, de fapt, în domeniul dat cu trihologia. Și când am intrat la ea în cabinet, am scos perucă. Și? Dar unde ai fost până amoia? Ce ai făcut până amoia? Și așteptați să schiști tot părul din cap și să vii la mine? Dar până mâine, ce-ai făcut tu? Și bine, analize de 2.000 de lei, analize de 5.000 de lei și spunea că există, uite, o posibilitate, dar de fiecare dată parcă ezita să-mi facă procedura asta. Bine, eu am ajuns până la Kiev ca să fac totuși procedura asta. Deci eu am făcut injectările astea cu steroizi, care de fapt ele nu au ajutat.
Și eu am văzut atitudinea asta arogantă. Deci tu vii la medic cu speranță că el să-ți dă un răspuns la întrebare și el spune că ți-i schic părul tot din cauza ta, că tu ești gigină, înțelegi? Tu și așa spune, măi, dar eu nu putem să știu unde eu trebuie să mă adresez. Și când am văzut atitudinea asta, deci am blat în tot Chișinău să mă duc la alți dermatologi, trihologi și așa mai departe. Noi avem, la capitolul dat, suntem reticenți. Ca să ajung la ultimul în dermatolog și să zic, da, păcate, ea e unica care face lucrul ăsta în Chișinău. Și să ajung din nou la... Și ești tare deșteaptă, așa? Ai îmblat tot Chișinău și tot la mine ai ajuns, așa? Așa? Mai persistă la noi în familie, dacă tot am ajuns așa. Nu m-aș fi gândit vreodată dacă am să mă căsătoresc cu un bărbat cu dizabilitate, că eu am să ajung așa ceva, dar bine, până la urmă. Și am ajuns la concluzia ca melodia lui Carlos Dreams, Imperfect. Eu mi-am găsit pe cineva ca mine, imperfect, dacă minus cu minus fac plus, legea dragostei mele este defect plus defect. Deci oglinda pentru mine era tabu. Și când am învățat un exercițiu la psiholog, că să mă uit în oglindă și îmi spuneam, deci eram doar eu singură, eu și oglinda. Și mă uitam așa în oglindă, în ochii mei. Și spuneam, în gând, Doamne, ala, dar tu ești așa de frumoasă. Ai ochii ăștia verzi, zic, dar uite, uite și urechea e frumoasă, lichite de cap, așa, zic, nu stau așa, știi, că plăude. Dar stai așa cu urechile frumoase. Și nasul este așa, îți potrivește. Fără ca eu să înțeleg de ce au început să-mi picure lacrimile. Deci plângeam, dar parcă nu eu plângeam. Deci plângea copilul din interiorul meu pentru că eu am uitat să mă iubesc pe mine. Eu pur și simplu am uitat să mă iubesc pe mine. Eu am uitat să mă iubesc pe mine. Și atunci când în momentul acela eu m-am regăsit, eu mi-am regăsit copilul din interiorul meu și am zis că eu pe tine am să te iubesc. Orice n-ar fi, eu pe tine am să te iubesc, adică eu pe mine. Deci, iată, cât mă văd, asta e umărul meu și eu îl iubesc, ăsta e genunchiul meu și eu îl iubesc, ăsta e capul meu și eu îl iubesc și ăsta e părul meu și eu tot îl iubesc, el e a meu și eu sunt a lui. Așa cum sunt eu, indiferent cum mă văd unii și cum mă văd alții, eu sunt a mea, e ca așa, cum tatăl mă vezi. În copilăria mea, pe atunci, pe la 12-18 ani, eu eram furioasă pe Dumnezeu. Și eu spuneam, zic, deși tamana nia nu mi-a dat chestia asta, da, deși anume nia mi-a dat să trec prin alopecesul, dar uite, sunt atâția bomși prin Chișinău care doarme, bejen, fumează și nu-și spală părul ăsta cu ani, pentru și trebuiește lui, iar da nie părul lui, știi? Eu așa mă gândeam, era șiudă, zic, cum așa? Eu, care-s femeie și îmi doresc atât de mult să-l am, dar el nu-l apreciază, știi? Nu mi l-ar da mie. Acum, desigur că nu gândesc așa. Asta este a mea. Asta este lecția mea. Înseamnă că mie așa mi-e dat. Asta e lecția mea. Eu prin asta trebuia să trec ca să fiu eu ala cei care sunt astăzi. Dacă nu, eu nu eram să trec toate punctele astea, da? Eu astăzi nu aveam să fiu așa. Și astăzi, probabil, nici nu eram să fiu cu Vasile, știi? Asta m-a făcut să fiu mai indulgentă, să fiu mai bună, mai... Desigur că am suferit foarte mult. Nu pot să redai în cuvinte ce suferă un copil atunci când el este, da, marginalizat, pentru că, da, când o fată este marginalizată, că tu nu ești ca noi, știi? În viața mea am parte de niște oameni minunați. Da, mă înconjoară niște oameni minunați, frumoși, da, oameni chiar frumoși, de la care am atât de învățat. Oameni care merită să fie apreciați. Și astea, ei sunt toți în jurul meu. Și eu, nu că nu înțeleg, eu înțeleg de fapt de ce eu am oamenii ăștia în viața mea. Ei, pe mine atât de mult m-au încurajat, inclusiv sora mea, da, cea care de fapt a fost scânteia faptului că eu am ajuns astăzi aici să vorbesc despre asta și asta eu o fac pentru ca
celor care au în suflet un pic de nesiguranță, că e ca nu arăt cum trebuie. Nu, nu, ești așa cum trebuie să fii pe lumea asta. Și cei care, de fapt, au probleme, careva probleme, nu trebuie să se ascundă. Este o societate încă inhibată. Deci aș spune că încă în societatea noastră încă este inhibată. Și nu poate să accepte persoanele care sunt un pic mai diferite, care nu sunt ca toți. Ce ar vrea să le spun? Pentru că noi suntem printre voi. Vreți voi sau nu vreți? Noi cum să existăm? Și noi trebuie... Nu că trebuie să ne acceptați, dar asta e. Asta este personalitate, este individualitate. Adică noi toți suntem diferiți și trebuie să ne acceptăm. Aș vrea ca oamenii să nu aibă repulsia asta, știi? Că te-au văzut pe stradă și se uite așa la tine, știi? Așa, cu... Știi? Deci alopecia este o boală care ea poate să debuteze în copilărie, ea poate să debuteze la 30 de ani, ea poate să debuteze la 50 de ani. Deci și asta nimeni n-a să-ți garanteze că tu astăzi ești așa și mâine n-ai să fie altfel. Și pentru toți vreau să spun așa. Deci eu sunt Ala. Am 33 de ani și am alopecie. Am alopecie, da? Și eu sunt frumoasă. Și eu sunt căsătorită cu Vasile, care are paralizie cerebrală infantilă. Și noi suntem o familie care avem o fetiță frumoasă, deșteaptă și absolut perfectă. Și noi suntem o familie fericită. Iubirea mea, o bucată din sufletul meu ai rupt. Când mi-am dat seama ce am avut, când te-am pierdut. Iubirea mea, cu telefonul în mână plâng și te-aș suna. Dar nu știu dacă pot să ierți greșeala mea. Eu sufăr fiindcă ți-am greșit, tu suferi și nu spui nimic. Și fiecare lacrimă e strop fierbinte în inimă. De fapt, ăsta e cânticul care eu îl cânt deseori când mă întorc de la alergat. Știi ce semnificație îmi dă mie cânticul ăsta? Am o frică interioară. Am o frică ca soțul meu să nu moară înaintea mea, știi? Sau am o frică ca starea lui de sănătate vreodată să nu se agraveze, știi? Și să rămân fără dânsul, de exemplu, da, știi? Deci cânticul ăsta îl cânt și mă gândesc la dânsul. Și cântic, de fapt, mi-e drag, dar îmi duce și un pic de frică, ți-am zis. Mi-e frică să-l pierd. Eu niciodată nu i-am spus lui asta, știi? Probabil că o să fie o surpriză pentru dânsul ăsta. Alo. Alo, iubire, ce faci? Bia un ceai și nu punem. Uite, eu am terminat, dar am așa în suflet, parcă aș vrea să te întreb ceva. Dar te rog frumos să fii sincer cu mine. Da. Uite, spune-mi, te rog frumos, ai avut vreodată așa senzație că nu ești destul de bun pentru mine și eu aș putea să te părăsesc și să mă duc cu altul? Ai fost așa ceva vreodată la noi în viață? Spune, tu ai avut vreodată așa senzație? Păi da, mă văd așa. Da? Și când a fost asta? Spune-mi, te rog frumos. Asta a fost până atunci când eu eram cu păr sau când asta a fost? Nu, scumpa, când atunci, de la început. Da. Dar acum nu mai ești așa. Scumpa, eu parcă am e din tine. Așa. Eu te iubesc foarte mult. Eu tot iubesc, Bine.
istoria Alei chiar este impresionantă. M-a marcat profund povestea ei de dragoste. La fel de mult m-a marcat și istoria bolii sale, alopecia. Noi cumva acordăm mai puțin atenție bărbaților cu alopecie, însă pentru o femeie această boală este foarte dureroasă, deoarece îi afectează direct aspectul fizic. 2% dintre oameni au alopecie areată. Noi, societatea, prin comportamentul nostru, prin privire, prin atitudine și întrebări lipsite de bun simț, îi facem să sufere și mai mult. Amintiți-vă cazul de la Oscar, când comediantul Chris Rock a făcut o glumă referitor la alopecia soției lui Will Smith și cel de urmă s-a simțit nevoit să-i tragă o palmă pentru a arăta că i-a rănit persoana dragă. Nu orice lucru merită luat în derâdere. Nu este nici amuzant, nici corect să ne luăm de aspectul fizic al cuiva. Haideți să fim mai buni. Nu-i numiți calici pe oamenii cu dizabilități. Nu vă feriți ca de foc de oamenii fără păr. Nu adresați întrebări tâmpite unei persoane rase pe cap și nu faceți glume jignitoare la adresa cuiva. Din punctul meu de vedere, un om bun are de câștigat mult mai multe decât un ticălos. Dacă v-a plăcut acest monolog, nu uitați să-l apreciați, să scrieți un comentariu de încurajare pentru toți cei care se regăsesc în cele povestite de eroină și distribuiți-l pentru ca să ajungă la cât mai multă lume bună. Datorită lecțiilor din acest monolog, putem schimba un pic atitudinea celor din jur. Vă mulțumesc! Just Consult și-a deschis filiale la Cahul și Bălți. Cunosc din propria experiență cât de important este ca cineva competent să te ghideze atunci când vrei să redobândești cetățenia română sau să-ți perfectezi actele românești. Just Consult se ocupă de absolut tot, de la depunerea dosarului până la obținerea pașaportului românesc. Alături de ei, reduci la maximum deplasările în România, iar actele gata perfectate îți vor fi livrate până acasă. Accesează pagina justconsult.md pentru ca să afli mai multe detalii sau sună la numărul de telefon afișat pe ecran.